Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Lector Dr. Ioan Istrati, preot paroh la Biserica cu Hramul Sfântului Ierarh Nicolae din Constanța, cartierul Coiciu. Părinte, Doamne ajută și Doamne bun venit la misiunea noastră! Doamne ajută! Săruna! Dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 0241 595 266, cu tarif normal rețeaua Intersat. Puteți comenta pe pagina de Facebook Radio Dobrogea, ne puteți urmări și video pe pagina asta de internet radiodobrogea.ro. Astăzi, dragi ascultători, vom vorbi despre familie și libertate. Vom vedea în ce măsură familia promovează libertatea sau cum arată libertatea fără familie sau familie fără libertate sau ce fel de libertate promovează sau mai promovează familiile noastre. Până un alt părinte, haideți să vedem în câteva cuvinte cam ce înseamnă familie. Nu că n-am ști, dar poate că știind prea mult am cam uitat. Familia e un dar al lui Dumnezeu. Și ca orice dar, nu se caută în dinți. Adică e expresia iubirii lui Dumnezeu față de noi. La creație, Dumnezeu vede că nu este bine să fie omul singur și face femeia din coasta sa, adică de lângă inimă, pentru ca bărbatul să o iubească pentru veșnicie. Și atunci familia nu e un construct social, nu e o invenție târzie sau timpurie, nu e rezultatul unui cod moral sau juridic, cum era codul ăla lui Gilgamesh sau... Da. Ci este realitatea ființială desăvârșită a umanității. De aceea, oriunde veți merge, la cele mai îndepărtate triburi din Amazon, veți găsi bărbat cu femeie. Bărbatul iubește femeia. Bine, sunt și deviații datorită culturilor respective, că harem, adică un bărbat cu mai multe femei sau o femeie cu mai mulți bărbați, însă acestea sunt excepții, însă ele rămân totuși excepții care confirmă iubirea bărbatului pentru femeie și a femeii pentru bărbat. Acesta este un dat esențial al ființei și nu numai a ființei umane, ci al tuturor viețuitoarelor care respiră pe pământ. Deci și animalele au această rânduială. Bineînțeles că omului a fost dat să aducă acest dar al lui Dumnezeu într-o, ca o preoție dumnezeiască, ca o jertfă, ca o ofrandă, ca un sacrificiu de sine. Deci familia nu este doar o alipire pentru plăcere sau impuls sau instinct, ci familia e o cruce și o jertfă pe care oamenii o aduc lui Dumnezeu. Și adică este, familia este un dar al oamenilor pentru Dumnezeu. Observați de ce a fost dată ca dar al lui Dumnezeu pentru oameni și prin sfințenie, prin sfințirea vieții, familia devine darul oamenilor pentru Dumnezeu. Parcă de aici vine acea expresie, dar din dar se face rai. Părinte, da, foarte frumos a spus, la început cu Adam, când l-a creat Dumnezeu și s-a gândit să-i facă un ajutor potrivit, că nu era bine să fie singur, ar fi căzut poate în mândrie sau în alte prăpăstii sufletești, cine știe ce mai puțin Adam. Dar mă gândeam, i-a făcut femeie și femeia este totuși oarecum diferită de bărbat. Oare Adam n-a fost emotiv, n-a fost complexat, frustrat? Adică nu era mai bine dacă mai făcea un Adam? Nu. Păi știți cum e? Oamenii caută ceea ce nu au. Dumnezeu a făcut ca femeia să plinească toate lipsurile bărbatului și bărbatul să plinească toate lipsurile femeii. Femeia e slabă de vedere fizic. Exact. Femeia e slabă de vedere fizic. Dumnezeu i-a dat un mușchiulos lângă ea care să o ajute să care, nu știu, mobila. Ca să nu spunem altceva. Pe scări. Pianul. Apoi, bărbatul este uneori prea direct, prea insensibil sau mai brut, așa sau să zic. Sau mai rațional, femeia mai sensibilă. Da, femeia vine și este mai sensibilă, mai gutare. Bărbatul e mai direct, femeia este mai aluzivă, mai conotativă. Bărbatul e mai neșlefuit, sub alt cuvânt. Femeia este toate acestea și scurs valorile și felul de a iubi, toate astea se complicează. Cazul în care spune să încă bărbat, asemănătoarele resping. Și Dumnezeu s-a sădit în noi, natural, atracția aceasta pentru ceea ce nu avem.
Bărbatul este atras de frumusețea, de gingășia femeii, de felul ei de a fi, de curbele corporale, de finețea aceea, pe când femeia e atrasă de forța lui, de autoritatea lui, de felul lui de a vorbi, de a o proteja. Observați deci că femeia e atrasă de felul în care ea se simte lângă bărbat și ea este un factor de frumusețe. Bărbații, primul lucru când caută o femeie, se uită la frumusețea femeii. Femeile caută un reper, o autoritate. Nu neapărat să fie frumos, dar bine, și asta e important. Și atunci vedeți că aceste conlucrări și aceste împliniri unul în celălalt sunt foarte importante, pentru că altfel noi cădem în o animalitate demonică. Nici măcar animalele nu pot fi așa. Da. Că spuneați și mai devreme de animale, că și la ele principiul acesta feminin și masculin exact, se cercetează. Și bine, acolo la animale mai există tot felul de diversități, în sensul că uneori cocoșul e mai frumos decât găina, sau... Dar, de fiecare dată... Noi, că ne uităm exact. Așa, nici cum e pentru găină. De fiecare dată există acea împlinire prin celălalt. Și atunci asta e sădit în om. Și asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă o scoți, îți pierzi și umanitatea din tine. Vă dau un exemplu. Eram cu un o cunoștință, să nu spunem prieten, care se declara pe sine homosexual, un tip din străinătate, din Italia, și el a zis că, am zis, domnule, dar ia spune-mi, cum e asta să fii gay? Zic, chiar nu te interesează femeile? Zice, ba da, îmi plac femeile, dar mi-e frică de ele. Păi cum ți-e frică de ele? Păi femeia nu e gingașă, nu? Eu zic, ce nu, la mine tot timpul femeile din viața mea au fost niște brute, niște rele, niște abuzatoare. Și umblam pe podul îngerilor, dacă îl știți, în Roma este un pod cu toți îngerii care plângând țin în mână instrumente de tortură ale Mântuitorului Hristos. Și zice... Prima dată mi-au plăcut și mie femeile, dar după aceea mi-am dat seama că sunt un gen, un regn malefic și nu greșea într-un totul, dar totuși ca idee, și zice, și atunci e mult mai simplu să am prieteni și colegi și așa bărbați. Și se uita la îngerii aia și zice, uite ce forme extraordinare au, uite ce mușchi, uite ce picioare, uite ce... Și i-am zis, păi tocmai că îngerii aia, așa cum sunt ei portretizați într-un stil baroc, neorenascentist baroc, ispititor. De fapt, ei sunt feminini. Feminini, da. Deci ei aveau acele forme Rubicon de... Deci el, săracul, de frică nu se mai dădea pe femei, dar tot căuta la formele feminine. Căuta principiul. Da, deci el nu căuta un bărbos mușchiulos cu barba tăiată cu toporul, căuta o brută, ci căuta ceva moale. Ceva, observați că, deci că... Asta și voiam să completez, că ați spus și de Adam și de dacă ar fi fost tot un bărbat creat sau așa. Mai departe, chiar și în ziua de astăzi, că ați vorbit de gay și de oameni care au aceste pasiuni, să zic, particulare, să nu zic altfel, totuși, dacă ați observat, împrumută comportamentul feminin. Deci tot fac trimite, chiar dacă forma sau vasul este masculin, duc sau cheamă către un comportament feminin, pentru că asta se caută. Bine, trebuie să facem o precizare. Noi nu-i urâm, Doamne ferește, pe homosexuali, trebuie să iubim pe toți, însă iubim atât de mult încât le spunem cum ar trebui să fie ca să nu se ducă în fundul iadului, știți? Adică deja viața unui homosexual este o viață de durere. Pentru că tot timpul a fost respins, stigmatizat, el a simțit ceva și alții i-au spus că nu-i bine, s-a ascuns, mulți se ascund, alții, cei mai mulți dintre ei au fost abuzați în copilărie sau în tinerețe, au fost batjocoriți. Și atunci, dacă mai vine acum și biserica care spune că e biserica iubirii, da? Și stigmatizează, ei săracii suferă destul de mult. Însă, trebuie să le spunem adevărul. Adică, hai să încercăm să vedem că prin post, prin rugăciune, prin practicarea virtuților, această patimă ucigătoare de suflet se atenuează și se vindecă și apoi omul începe să înflorească din nou. Ați și mărturisit mai devreme că cunoștința asta de la dumneavoastră, care mărturisea pasiunea sa deosebită, avea la bază un fundament. Era frică. Avusese câteva încercări și frica l-a făcut să evite. Da.
Mai am un caz în care un prieten de-a meu, tot așa teolog, anglican, îmi povestea cum când era tânăr, când era mic, era cel mai mic din clasă. Și era slăbuț și pișpiriu și toată lumea râdea de el. Că-i prost, că-i tâmpit și ăștia, abuzatori ăștia mai mari. Și încetul cu încetul, mama lui îl bătea în fiecare zi. Mama lui era o alcoolică, care îl bătea foarte mult. Și el lui s-a impregnat în minte că femeia este un fel de monstru. Și apoi, a iubit o fată mai mare cu câțiva ani ca el, care și-a bătut joc de el, l-a bat jocuri de fața celorlalți colegi. Și atunci el s-a închis ca într-o carapace. Și odată a dormit la un prieten de-a lui, ziceau că se stau să învețe. Și acolo a dormit cu ăla și a început să creadă că gata, îi place, a început să mângâie, nu știu ce, și a început să creadă că e gay. Ei, a avut tentate de sinucidere, a căzut în patima drogurilor, alcool, a avut zeci de parteneri de ăștia și era un om distrus. Până când s-a întâlnit cu un părinte din New York, un părinte grec, care l-a luat sub aripa lui, să zic, pe acest drogat, pe acest homosexual drogat și distrus. Și l-a pus să postească, să se roage, l-a dus la o mănăstire și încetul cu încetul și-a revenit omul. Și aducea aminte așa doar de acea patimă înfricoșătoare. Ei, astăzi, asta acum 10 ani, astăzi acest om este căsătorit cu o fată foarte frumoasă, are un bebeluș, cel puțin așa știu, că de vreun an nu mai știu de mic de el. E foarte un om ca lumea la casa lui. Deci vedeți că se poate vindeca. E o boală. Deci când e bunăvoință, se poate vindeca. Asta și voiam să spun de acești oameni, vă mărturisează mai devreme că au trecut prin niște evenimente, prin niște experiențe și pe unii au marcat și au ajuns să se comporte în felul acesta. Ceea ce se întâmplă în lume, această atitudine, oare nu cumva este un gest de mândrie de ei s-au mobilizat, s-au unit și vor să-și... adică depășește noțiunea de slăbiciune, de suferință, vor chiar să-și o și impună. E mult mai mult decât atât. Adică, da, este și o mândrie așa, mândria minoritarului. Însă e altceva, de fapt. E o strategie complexă și hibridă. Adică ei sunt folosiți cumva? Exact, ei sunt manipulați. O strategie prin care statul dorește să controleze complet cetățenii săi. Și chestia asta nu e de azi de ieri, e din anii 60. Dacă îl faci rob al poftelor, dacă îl înnebunești cu moluri, cu patimă sexuală, băgată în fiecare secundă și la reclame și la filme și la tot, omul devine ca un balon, ca o broască de aia umflată, care aproape se sparge. Și este foarte ușor de controlat. Omul pătimaș nu gândește, nu se revoltă, nu critică guvernele, nu e împotriva regulilor. Observați că omul îndopat cu aceste nenorociri, el nu mai este omul libertății, ci el este rob al patimilor. Și atunci e foarte simplu să-i bagi, să-i asculți totul în casă, să poți să-l controlezi, poți să-l transformi într-un cumpărător consumist care să mănânce nutrețul maladiv pe care îi se oferă, să stea cu ochii lipiți în televizor, să vadă acolo carne vie și crime și așa zis eroism. Și atunci, eu, de fapt, au fost zeci de etape în care oamenii și-au pierdut libertatea. Adică, prima dată că se ascultă telefoanele. Pe vremea securității asta era înțeles. Da. Și atunci oamenii nu mai vorbeau la telefon, vorbeau doar față către față. Astăzi toți știm că telefoanele pot fi ascultate, chiar și dacă sunt închise și bateria scoasă. Ei, cu toate astea, oamenii săracii s-au complăcut. E sindromul broaștei băgate în apă caldă, tot îngăsește apa și ea stă bine acolo. Și la un moment dat când fierbe, broasca nu-și dă seama. Dacă ai fi băgat-o în apă fiartă, ar fi sărit imediat de acolo. Dar dacă o bagi și o încălzești treptat, ea nu-și dă seama. Exact așa și cu această răpire a libertății. Această nebunie cu homosexual este, de fapt, o încercare a statului, sau nu statul român, ci structura în sine. Structura în sine, de a diviza societatea. De a o diviza și de a o îndobitoci, adică de a o face roaba patimilor. De asta și educație sexuală deviantă în școli, de asta și consumism, de asta și secularizare, de asta și batjocorirea credinței. Ați văzut că nimeni nu batjocorește prin Occident islamul. Vine aia și le taie gâtul imediat. Dar creștinismul, primul ministru Canadei, face un tamtam teribil. Batjocori în episcopi, preoți, afișându-se pe la mișcări de astea de Pride. După aceea. Deci toată lumea batjocorește pe Hristos și crucea
și sfințenia creștinismului. Dar nimeni nu spune nimic de hinduism, de budism, astea sunt foarte cool. E cool să fii budist, să faci yoga, să... Dar observați că, de ce? Pentru că credința cea adevărată trebuie distrusă. Categoric. Și sincretism, da? Sincretism fals, soft, ușurătate, șmecherie și atunci... Și revenim la familie. Și familia este ca un nucleu care este bombardat în fiecare secundă cu aceste săgeți ale vicleanului. Și atunci e foarte greu să reziști. Pentru că înainte ca să-ți înșeli nevasta, să vă dau un exemplu, trebuia să te duci, să cauți un motel, să o duci pe aia, să așa. Astăzi poți să o înșeli în minte doar privind la niște imagini pornografice pe telefon sau poți să ai atâtea rețele de socializare în care poți să flirtezi cu cele milioanele, miliardele de fete care așteaptă acolo și probabil că nici nu-i chipul lor. Și nu sunt fete. Da, și sunt poza de acolo e o poza de o fată de 18 ani, dar ea e o babă de 80. Și atunci, familia trebuie păstrată și trebuie sprijinită de către biserică. Adică trebuie permanent să arătăm valorile ei și să o apărăm. Cum o apărăm? La război. Cum aperi? Adică spunând răului rău, arătând mizeria care se inserează deci în noi. Deci trebuie să fii puțin și înarmat, să cunoști trebuie să ai armură, trebuie să ai coif. Și să urmezi și un observați plan de atac, o strategie. De 30 de ani ni se bagă de astea chestii, de astea deviante. Ba că la o emisiune se cunună doi de același sex, ba că într-un film, ba că nu știu ce, încetul cu încetul așa. Asta e ca o vaccinare, să ne obișnuim. Da, să ne obișnuim că e o cabroască. Și apoi, dar acum când este o chestie de viață și de moarte, și anume căsătoria trebuie să fie între bărbat și femeie. Dacă este între bărbat și bărbat, sau femeie și femeie, apoi ei au dreptul să înfieze copii. Nu vreau să merg mai departe. Apoi există tot felul de deviații și mai grave. Poligamie, zoofilie, pedofilie, toate nenorocirile și toate imaginațiile diavolului se transpun și se probează în umanitate. Că veni vorba și am adus aici, n-am gândit așa, dar uite că Dumnezeu ne-a adus aici, sau cine știe, necesitatea de răspunsuri. Să zicem că o familie merge pe această opțiuni libertine, bărbat, bărbat sau femeie, femeie, și înfiază și copii, că de făcut n-au cum să-i facă, așa cum spuneați mai devreme. Ce perspective sufletești, spirituale, ale acel copil, chiar și membrii familiei, adică pot ei să mai beneficieze de taine, se mai întâmplă ceva acolo, câtă credibilitate, câtă curăție sufletească se mai poate naște, se mai poate păstra acolo? Copilul sau copiii sunt mutilați acolo, în sensul că ei vor crește cu niște idei preconcepute false. Nu vor ști niciodată ce aia iubire, în primul rând. Care tata, care mama, amândoi bărboși sau... Există un film foarte cretin în care se numește The Kids Are All Right. Adică copiii sunt bine. Sunt bine. Cu două familii de homosexuali care se întâlnesc și copilul este abuzat mental de faptul că nu are mamă și nu știe ce aia iubirea mamei. Un tată nu va putea înlocui o mamă, niciodată. Chiar și așa, ieșind în societate și întâlnind o femeie, copilul cum reacționează? Nu știe, zice că e o creatură, da, e o creatură străină. Știți că dacă n-ai stat în brațele mamei, nu știi ce aia mamă. Nu știi ce folosește. Da, exact, mama. Și atunci femeia e ceva străin, ceva periculos, ceva rău. Și acei copii vor fi și ei homosexualizați. Probabil că dacă primii au devenit din diferite motive, copiii lor vor fi foarte bine ancorați în homosexualitate. Din păcate, cele mai multe cazuri sunt de abuz. Adică oamenii au fost abuzați când erau mici, datorită unor brute, unor canali, unor diavoli cu chip uman. Și de asta ei nu trebuie judecați prea tare, ci trebuie vindecați, trebuie mângâiați. Da? Adică cu mare delicatețe trebuie. Noi nu suntem împotriva homosexualilor, ci încercăm să-i vindecăm. Pentru că e ceva, o imensă durere în viața lor. Așa trebuie privit. Că am văzut acum pe Facebook o mulțime de glume care mai scabroase. Da, prima reacție a omului. Și bine, românul, el dacă nu face panoramă chiar și... Dar e o mare suferință acolo și ea trebuie vindecată. Și cum ai putea să o vindeci? Spunând în primul rând adevărul, că este o relație păcătoasă și care aduce moarte veșnică.
Și apoi... Cred că spun adevărul, dar dând și soluții. Că dacă doar spui adevărul... Ei, care sunt soluții? Fără... Abstinență, sfințenie... Încredere, nădejde în Dumnezeu. Căutarea și frumuseții și post, foarte mult post. Pentru că patimile astea sexuale, ele se dezvoltă numai când plouă. Cu mâncare, când cu băutură, cu... Exact, deci... spre exemplu, povestea un părinte că avea un frate în mănăstire care era foarte efeminat, așa ziceau ăștia fetița. Și știți că tot se spune că la mănăstire și, și el l-a luat și a început să-l spovedească. Și a văzut că acel copil, nu știu că avea vreo 17 ani, era cam înclinat spre patimile astea așa. Și l-a luat frumos și a văzut exact care sunt rădăcinile buruienilor din sufletul lui. Da. Că, deci, fapt, ce? El ca și călugăr, da? Sau, mă rog, frate de mănăstire ce era. Mânca foarte bine, pleca în oraș, avea televizor în chilie, avea telefon cu internet unde se uita la tot felul de chestii prostești. Cam multe pentru vârsta. Și cam multe, știți? Și atunci, încetul cu încetul, starețul ăsta de care prietenea mea mi-a zis că a început să îi le mai taie. I-a zis, uite, îți dăm un telefon, dar nu de ăsta cu internet, de ăsta mai vechi. Cum aveți meu asta? 2G, așa. Așa. 1G. Așa. După aceea, zis televizor. Da, dar zice canale. Uite, sunt două sau trei canale care sunt toată mănăstirea, TVR1, nu știu ce. Minimax și... Mini, așa. Minimax. Și apoi l-a luat și l-a pus la post, îl spovedea la 2-3 zile. Și copilul, cred încetul cu încetul, asta spovedea, deci l-a ținut în hățuri. Știți, lațul scurt. I-a creat un reper, o așa, și i-a dat canoane și rugăciune și cutare și așa. Și copilul ăla a crescut și a devenit un mare rugător, un băiat foarte bun și eu îl cunosc. Și un părinte bun. Și acum este preot și un părinte model pentru un călugăr, model pentru ceilalți. Însă la început era un pic cam, vă dați seama, la vârsta aceea sar hormonii și focul tinereții, da, în tine. Și cred că acum, cu adevărat, poate să fie un preot puternic și model. Da, că a și trecut, trăirea, a și trecut prin foc. Adică acum nu vorbește din cărți, vorbește și, din lacrimile, da, da, sale. Și am văzut că, de câte ori mă întâlnesc cu el, e foarte rugător, are teologia lacrimilor, adică, da, plânge că, da, vorbește, da, de Hristos. Când vorbește de pocăință, știe ce și, aia, și am vorbit chiar despre asta, despre patima asta și a zis, domne, patima asta pentru cei de același gen sau sex e de fapt o continuare a desfrânării din mintea ta. Prima dată iubești sau, mă rog, te gândești la femei, da? După, da, aceea nu te mai prea puțin. Și atunci începi să cauți chestii kinky, chestii ciudate, ceva în plus de fiecare dată. E ca la un drog care cere mereu tot mai mult. Ceva mai mult. Până te omoară cu supradoza. Și zice, dacă tu începi să tai din rădăcini, începi să vezi că, de fapt, patima există în tine și în mintea ta, nu în cei din jurul tău. Ce ne mai, aceste experiențe pe care ne-ați relatat, ne mai spune un lucru. Această experiență, nu poți de unul singur să faci treaba. Nu, ai, trebuie duhovnic. Deci trebuie unul să-i trebuie credință. Cineva să te însoțească, să te conducă. Și, da, pentru că tu știți că întrebarea, cine se în fața mea? Da. În fața ta îți găsești scuze, îți închizi ochii atunci când păcătuiești, nu-ți mai dai seama. De asta... Îți justifici păcatul, zici că aveam nevoie, pot, trebuia, da, ce? Da, era exact pentru mine, Dumnezeu m-aș. Și nu mai pot, știți? Dar dacă ai un duhovnic și dacă e iscusit, omul ăla începe să-ți... E ca și la desfrânarea cu femei. Și trebuie să ai și... Adică să asculți de duhovnicul ăla, că sfaturi se găsesc, dar uite, n-au, ei, da, n-au, da, priză. Da, 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 da. Ei, asta se face și foarte greu. Trebuie răbdare și multă... Așa că nu avem niciun fel de iluzii că, vai de mine, e ceva foarte cumplit, care până la moarte și știi, se face canon, se face pocăință, se face spovedanie. Ce există soluții? Există soluții. Pentru cei care vor să trăiască frumos. Și cea mai bună soluție e căsătoria. Pentru, da, că atunci ți-ai găsit frumos, așa, o fată, te căsătorești cu ea, da, și în loc să arzi, în tot felul de idei nebunești, ai, și știți cum, căsătoria este ca o ploaie care udă focul acesta al desfrânării, știți de ce? Îl udă și îl stinge. Pentru că apare bebelușul, știți? Și povestea unul că avea un limbaj secret cu soția lui și zice, doar făcea așa, adică când voia să se iubească. Și aia, da, da. Și când a apărut pe bebelușul și ăsta tot îi spunea așa, dar ea era moară de obosită că se trezise la bebeluș de 100 de ori, știți cum, așa, cu bebelușul, cu are și colici și cu tare și trebuie schimbat. Lasă-mă, pace, pleacă de aici! Și atunci el era foarte supărat. Și mi-a povestit, zice, domne,
Odată am zis, hai că stau eu noaptea asta cu bebelușul. Bine, stai. Și dimineața ea era foarte odihnită după o noapte bună de somn. El era verde la față și aia venise la el. Și el, du-te de aici, pleacă. Observați cum căsătoria temperează și înnobilează iubirea, încât îl iubești pe celălalt nu numai prin trupul lui, ci mai ales prin viața pe care a dat-o. Dacă era verde, înseamnă că întinerise, Corin. Era verde mov. Da. Vorbeam la început de familie și am început o discuție mai amplă. Care sunt scopurile familiei? Doar așa pentru a fi doi împreună și numai pentru la nivel de trup? Are și trupul focului și nebunea lui, dar cred că Dumnezeu când a creat familia, dar n-avea trupul acesta și în mod sigur avea în plan niște scopuri mai înalte. Ei, n-ar trebui să le pierdem, zice. Familia s-a născut în rai. Da. Ei, cum erau ei în rai? Erau cu trupurile transparente de Duhul Sfânt, adică cum sunt sfinții astăzi. Adică iubeau la infinit și îl aveau pe Dumnezeu tot timpul în fața ochilor și în fața inimii. Că ați văzut când a păcătuit, imediat s-a ascuns, s-a fugit. Da, da. Și zice, Adame, unde ești? Ei, nu știa Dumnezeu unde este? Adică de ce te ascunzi? Practic îl chema la... Ei, păcatul te ascunde de Dumnezeu, te pitește și tu nu mai ești în stare să-L mai vezi. Ei, ori oamenii la început îl vedeau mereu și îl simțeau, cum îl simte iubita pe iubit în inima ei, chiar când ăla e la 1000 de kilometri depărtare. Și se iubește mereu și îți dau telefon și stau ore întregi la telefon și, ei, ce își mai spună aia acolo? Nu-și spun nimic, respiră unul prin celălalt. Da. Știți? Adică, ei, așa era omul cu Dumnezeu. În secunda în care au păcătuit, s-au îndepărtat, s-au animalizat, s-au pietrit. Ei, cu alte cuvinte, ce vrea Dumnezeu de la noi? Vrea ca familia creștină să redevină acea transparență a Duhului Sfânt în noi, care era în rai. Adică să le iubești pe celălalt, nu neapărat prin trup, ci prin privire, prin inimă, prin felul de a fi, prin noutatea absolută a ființei fascinante de lângă tine, prin jertfa pe care o faci pentru celălalt, prin bucata de pâine pe care o dai celuilalt în loc să ți-o dai ție. Familia e o jertfă, iar jertfa e o durere. Familia este o durere, este doar inima pentru celălalt. Să înțelegi dorul înainte ca el să o spună. Să încerci să îi alini durerea fără ca el să o exprime. Doar să te uiți în ochii soției sau a soțului și să-ți dai seama ce trebuie făcut. Adică nu mai ai nevoie de cuvinte. Cred că aceste nuanțe de trăire înaltă nu se pot atinge, nu se pot exersa decât într-un mediu de familie. Exact. Dacă se putea, și... credea Dumnezeu și alte instituții. Alte... Numai în familie și încă ceva. Și numai cu familia care se adapă cu Sfintele Taine. Ajungeam și aici. A spus mereu de familie. Am vorbit și de papua și de asta și ce. Peste tot, bărbați și femeie și fac copii. Peste tot sunt familii sau familia doar acolo unde Hristos e central și e viu? Familia e pretutindeni, acolo unde e Hristos, dar sunt și oameni care nu cred în Dumnezeu în plinirea credinței cele adevărate, însă au simțul jertfei. Deci familia este ceva universal valabil, nu numai... Da, e pentru toți, dar nu toți ajung aici. Ei, faptul că ei nu o simt, da. Asta nu înseamnă că ea nu există în ei. Deci dacă ajung la căutarea adevărului în familie și la simțul jertfei, înseamnă că pe undeva natural... Se îndreaptă spre Hristos. Se îndreaptă spre Hristos. Exact ca păgânii care din lege fac cele ale legii. Da. Familia e în ei. Ați văzut copilașul ăla, de unde știe el să caute unde este sânul? Da. Cine i-a spus lui unde este sânul și ca să se adapte, să se alăpteze? Așa și cu familia. E un dat în noi de a ne căuta jumătatea, de a ne căuta iubirea care să ne împlinească și care ne va împlini toată viața și în veșnicie. Și atunci oamenii, se zic păgâni, da? Sau am văzut, ei îl caută pe Hristos prin faptul că iubesc jertfelnic în familie. Sunt cupluri de musulmani, da. De budiști, de hinduiști care își dau viață unul pentru celălalt. Cine așa învață este, pe ei? Vedeți, până aici, da. Căutarea, trăirea aceasta naturală a virtuților. Însă, trăind într-un mediu în care Hristos este cunoscut, să ajungi să trăiești împotriva rânduielii creștine, asta e strigător, atunci nu mai poți să zic că este o chemare naturală și de niciun fel. Chiar dacă se ajunge unor până la jertfă, cred că e mai mult altceva. Asta e problema, că sunt familii unite, jertfelnice și frumoase în alte credințe și sunt creștini ortodoxi, botezați în numele Preasfintei Treimi, unși cu Sfântul și Marele Mir ca bisericile,
care au devenit mai răi și mai sălbatici și mai înverșunați împotriva lui Dumnezeu decât orice păgân. Și atunci asta este cumplit. De exemplu, la noi în țară se găsesc astăzi mii de explicații de ce să nu mergi la referendum. Ba că costă mulți bani și dacă nu te duci, nu costă tot atât. Dar toate referendurile au costat, n-a fost niciunul pe gratis. Dar există ceva în lumea asta care nu coste bani. Dar numai pensiile speciale pe o zi, au calculat ăștia, sunt cât 3 referendumuri. Și numai că costă mulți bani, vor fi foarte mulți care vor profita și se vor plimba și vor construi vile pe chestia asta, că e momentul. Dacă se poate, de ce nu? Dar asta cred că nu e motiv să nu facem. Ideea este următoarea, că e atât de necesar să spunem, pentru că și în Statele Unite și în toată Europa, unde astăzi sunt căsătorii homosexuale, și mult mai grave, au fost în lege că bărbați și femeie. Da. Și s-a scos noaptea pe șes datorită acestei oculte minoritare și s-a modificat și colo, și colo, și colo. Dacă e în Constituție, nu mai poți să mai modifici. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Că, dacă și e Constituție... poate că este un moment de maturitate pentru un popor să ia cunoștință și să-și pună cuvântul. Spune și un risc, dacă vreți, și o jertfă și o dovadă de iubire. Și e un prag, e un prag al pierzaniei, poate până ultimul. Până acolo unde să ajungem să mărturisim fiecare pentru sufletul nostru, da sau nu, cred că asta e o pregătire. Eu cred că Dumnezeu chiar ne iubește. E un prag extraordinar, pentru că niciodată nu vei mai fi chemat, probabil exact, în viața ta, să spui, da, domne, da, creștinismul lui, nu de suflet, că până aberațiilor. Îi bate către suflet. După aia. Ca să se poată modifica, o să trebuiască alte 6 milioane și niciodată nu o să fie 6 milioane de oameni care să vrea asta. Deci dacă noi reușim acum, noi pentru următoarele sute de ani vom avea acest scut extraordinar. Fraților, sunteți homosexuali, noi nu suntem de acord cu păcatul ăsta, dar dacă vreți, nu vă întreabă nimeni ce faceți voi în dormitor, dar nu vă expuneți mizeria în public, nu vă arătați răutatea, nu concediați oamenii care nu sunt de acord cu voi. Vedeți, este foarte frumos ceea ce ați observat. Se știa dinainte planurile eșaronate vis-a-vis de această strategie a sacralizării, că se va ajunge aici. S-au creat tot felul de forme prin care poporul ăsta să se rătăcească, să se împrăște, să fugă la muncă. Doar să rămână încât să ne ajungă la 6 milioane. Sau la pragul în care să aibă un cuvânt de spus, să aibă un cuvânt puternic. Mai era o întrebare, părinte. Vorbim de familie și acum este la un moment de încercare. Poate fi bulversată, cu un cuvânt poți să distrugi o istorie sau poți să îi mai dai curs sau să o întărești. Dacă familia se va altera, luăm cazul ca și românul, punem rău în față. Dacă familia se va altera și legal păcatul va fi legalizat, va avea lege și va avea autoritate. La un moment dat cineva o să bată cu pumnul în masă și o zice, dacă nu păcătuiești, ești în afara legii. Păi asta, că devine obligatoriu. Și s-ar putea să taci din gură atunci, să ieși afară. E, biserica, cum se va mișca ea într-o mare de familii abrutizate? Va mai avea ea aceeași... Biserica va deveni o minoritate, rost, cum deja aproape este, da? Aproape este, astăzi, da. La festivalul Food Truck, ieri a fost, au fost zeci de mii de oameni, și iar în catedrală, unde era vecernie, erau două băbuțe. Și slujbă frumoasă și noaptea, seara, atâta de... Știți că băbuțele alea Dumnezeu le-a văzut ca da, și panul văduvei. Da, doi bănuți, dar îi vede și pe ceilalți. Deci toată lumea acolo la hamburgeri și la așa, că m-am dus și eu pe acolo. A fost văzută. M-am dus și eu pe acolo, ce să nu mărturisesc păcatul? Înseamnă că toți sunt pe Facebook. Nu e mare păcat, dar ideea este că te interesează, vezi tu ceva, o bunătate. Ideea este că există și da, a fost. Așa, însă, du-te și la slujbă. Fii și om sfânt, roagă-te un pic, du-te și la un concert. Adevărul care este, dacă mergi la slujbă și ești un om mai curat, poți să apreciezi mai corect ceea ce vezi dincolo. Bineînțeles. Astfel te lași tăvălit. Și ești imunizat. Ești imunizat, asta, ești vaccinat și contează. Dar dacă tu nu te duci la slujbă niciodată, apoi acolo te duci direct și că patima intră în tine, definitiv. Ei, ce voiam să vă zic cu referendumul ăsta? Deci, toate aceste scuze... Că toată lumea spune că e inutil. Păi dacă e inutil, de ce atunci urlați atât de tare împotriva lui? Și boicot, și cu tare, și nu, și nu. A? Deci, cu alte cuvinte, e atât de util pentru că definește pentru totdeauna ce înseamnă familie. Celelalte întârlocări și asociații de astea pot să se numească orice altceva. Exact cum spune. Harem... Unde nu e Hristos, eu mă îndoiesc că e familie. Pot să fie tot felul de asociații, unii chiar productive, de culturale, ce tot ce familie? Se poate. Eu vă spun ceva, 99,99% dintre homosexuali nu vor să căsătorească, au oroare de căsătorie, de angajament, de... pentru ei e bucuria aia, de moment, plăcerea, da? Și lipsa de responsabilitate. Și au un dispreț
au o greață uriașă pe familie. Familie. Ce aia, domnule? Eu vă predăresc viața. Răspundere, înseamnă obligație. Acum vor neapărat familie. De fapt, nu vor, dar vor așa pentru a distruge familia și familia să fie doar o asociație de persoane cu animale, cu morți, cu tot ce vreți dumneavoastră. Și toată imaginația diavolului. Și atunci e distrugerea familiei, nu că e familizarea acestora. Înțelegeți? Pentru că ei nu vor. Ia, du-te acum într-un club de, dar nu există la noi, dar sunt prin străinătate. Club de homosexuali și spune, domne, vrei să-ți întemeiezi o familie? 99,99% ce poate să râdă? Și ți aruncă cu berea în față, că pentru el familia înseamnă ceva învechit, medieval, un angajament, o legătură, un lanț. Adică face ceea ce face Toma ca să scape de da? Coșmarul deci, ideea de a evada. Exact, spuneați, probabil cândva au fost abrutizați tocmai de un coșmar al familiei și vor să scape de... Cei mai mulți de ei s-au născut în familii abuzive. Da. Și atunci ei vor să distrugă familia, nu vor să devină ei familiști. Pentru că simt că familia le-a marcat existența. Și încă ceva. Dacă ești metalist, da? Sau să zic death metal, la 30 de ani, e ok, la 20 e super, la 30 e ok, la 40 se uită lumea cam lung. Zice, băi, ăsta e cam moșneac pentru... Da, dacă îl vezi la 60 de ani cu urlând și dându-se cu capul de pereți, e bolnav tare. E exact așa și cu moda asta de persoane de același sex. Cei mai mulți dintre ei sunt tineri. Foarte puțin poți să-i vezi bătrâni. În afară de Elton John, așa luat unul mult mai tânăr, Furnish ăla, dar majoritatea oamenilor își revin. Adică, spre exemplu, era un tip care în tinerețe a fost homosexual și pe la 40 de ani, nu-și mai găsi, 50 de ani, nu-și mai găsea niciun partener. Se uitau la el, moșneag, nebun și așa. Și atunci ce s-a gândit? El a zis, băi, pentru că lui era frică de singurătate. Și și-a găsit o fată tânără și s-a căsătorit, acum are un copil. Și atunci râdeau ăștia de el, băi, ai fost homosexual toată viața și acum zice, ești... Păi zice, dude, zice, asta era o boală, eu nu puteam scăpa pentru că era acea patimă, dar acum nu mai este. Da. El e omul așezat la casa lui, are vreo 60 de ani. Cu alte cuvinte, vedeți că se tratează și prin timp, nu numai prin... Da, dar nu e bine să așteptăm, trebuie să facem ceva. Și acum că tot avem momentul, este bine ca fiecare om să aibă un cuvânt de spus. Părinte, vă mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte. Mulțumesc și expresii și exemple de tot felul. Mulțumim celor care ne-au ascultat și vă așteptăm de la ascultători spune la viitoare la aceeași oră. Doamne ajută! Doamne ajută!